în colegii parlamentari, cred în votul românilor și cred că atunci când vorbim de democrație, trebuie să avem în vedere în primul rând votul românilor care au votat o coaliție de guvernare, care au desemnat un guvern care trebuie să pună în aplicare programul de guvernare. Nici, nu am emoții. Nici măcar cu aceste plăcuri în PSD se destabilizează, că vedem că majoritatea ajunge să fie sensibilă, nu mai este așa confortabil. Nu vreau să vorbesc despre plecările din PSD, o să-i judece românii, nu vreau să-i judec eu, dar ați văzut că au fost și veniri din PSD, deci nu ne punem problema acestei moțiuni că va fi negativă pentru noi. Vă mulțumim frumos!